Cei care vor anularea stării de urgență vor trebui să-și asume și consecințele grave care vor urma pe motiv că numărul cazurilor de îmbolnăviri ar putea crește în luna mai. Cel puțin asta susține președintele PSRM Igor Dodon într-un live postat pe Facebook. Vreau să-i preîntâmp pe deputații care merg și pe doamna Maia Sandu, care merge acum cu anularea stării de urgență, din nou creșterea numărului de cazuri. 2. Va fi mai dificil să procurăm vaccine. Sunteți gata să anulați toate aceste inițiative? Mergeți la Curtea Constituțională și veniți cu argumentele de anulare a stării de urgență. Și atunci asumați-vă toate consecințele la tot ce se întâmplă. Președinția nu a comentat deocamdată declarațiile lui Igor Dodon. În schimb, recent, în cadrul unei emisiuni, premierul interimar Aurelio Ciocoi a menționat că unii politicieni se folosesc de subiectul stării de urgență pentru a obține dividende, fără să precizeze despre cine este vorba. Liderul PSRM a reacționat însă la aceste comentarii. Igor Dodon a lăsat să se înțeleagă însă că prim-ministrul este copleșit de funcția pe care o are și face declarații pripite. Este cam dificil în funcție de prim-ministru și el singur să plânge pe aceasta, că i-a sărit toți în cap. Și mai face unele declarații care sunt cam greu de interpretat. Eu sper că domnul Ciocoi va avea suficientă răbdare și înțelepciune să ducă până la sfârșit mandatul care îl are. Deputatul neafiliat Octavian Țicu a depus în data de 7 aprilie o sesizare la Curtea Constituțională și a cerut anularea hotărârii Parlamentului prin care a fost instituită starea de urgență. Țicu susține că PSRM și Platforma pentru Moldova au luat o decizie ilegală și deputații Partidului Acțiune și Solidaritate au anunțat că ar putea depune o sesizare similară. Starea de urgență este în vigoare până în 30 mai.